Bună Scorpion și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 5-11 decembrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Scorpion, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal, iar dacă previziunile ți se potrivesc, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragii mei scorpioni, o săptămână destul de interesantă. O să încerc să îmi calculez foarte bine cuvintele, pentru că această lună plină este destul de intensă pentru tine. Nu că nu ți-ar plăcea să, să trăiești intens, dar o să discutăm imediat. În primul rând vreau să-ți transmit faptul că acele tensiuni care țin de bani, care țin de valoarea ta, se mențin încă în această săptămână. Însă, Mercur intră în Capricorn în această săptămână și se deschide o perioadă până, pe, până prin ianuarie. Da? Se, se deschide o perioadă pentru tine în care comunicarea, drumurile da? sunt foarte intense. Da? Ai de făcut mai multe drumuri, te întâlnești cu mai mulți prieteni, socializezi mai mult în egală măsură, poate chiar să se deschidă o perioadă pentru tine în care ai ocazia să cunoști pe cineva, dar văd în egală măsură și foarte multă intensitate pentru tine pe zona aceasta a drumurilor. Și chiar-ți-aș recomanda să acorzi o mai mare atenție felului în care conduci, da? felului în care mergi pe stradă și așa mai departe. Bun. Bineînțeles că te ajută acolo Mercur în Capricorn, dar sunt anumite predispoziții care da, îți transmit aceste mesaje. Cel puțin așa consider eu din punctul meu de vedere. Așa simt. Lună plină. Da, lună plină în gemeni, în conjuncție cu Marte retrograd și bineînțeles luna în opoziție cu soarele din săgetător. Uh, guvernatorul acestei luni pline este Mercur, care este proaspăt intrat în Capricorn, dar încă își menține acele tensiuni cu Jupiter din Pești. Nu e o tensiune strânsă, dar oricum uh, nu se înțeleg ei foarte bine. Ei, și aici ce ți-aș recomanda. În primul rând, uh, atenție foarte mare pe drumuri în jurul datei de 8 decembrie da uh, pentru alți Capricorni. Pentru alți capricorni, nu știu de ce am spus capricorn. poate ai legătură cu un capricorn sau poate ar trebui să te folosești de energia capricornului, să dai dovadă de mai multă organizare. Vezi că dacă ai aplicat pentru un credit sau dacă vrei să faci un împrumut sau aștepți un răspuns de pe zona aceasta a băncilor sau ai legătură cu tot ce ține de moșteniri, împărțiri de bunuri. Acum e o surpriză. Da? Vezi că ori deodată. Și se pune pata că de mult timp e ideea asta care merge așa în mintea ta în continuu, în continuu și tot, tot ai căutat soluții și acum ori deodată primești un răspuns cum că s-a aprobat uh, creditul respectiv. Uh, primești o veste bună din acest punct de vedere, dar vezi că presupune o relocare, da, o relocare. Uh, pentru alți scorpioni, dacă tot erați într-o relație din aceasta mai toxică, ei acum puteți să puneți punct puteți să puneți punct, însă uh, atenție la ceea ce comunicați, atenție la vorbele pe care o să le spuneți sau la vorbele pe care o să le primiți. E important să vă detașați de de puțin. Da. Bineînțeles că uh, pentru alți scorpioni discutăm despre uh, un moment în care deodată așa ți se pune pata și ori te muți, te relochezi, schimbi ceva. Vezi că norocul pentru tine vine din zona juridică sau norocul pentru tine vine din partea partenerului de viață. Alți scorpioni chiar ați obosit la muncă sau cei care aveți o problemă de sănătate, acum în sfârșit vă dați seama că ar trebui să vă concentrați mai mult și pe zona voastră de plăceri. Repet, depinde de situația în care te afli. Așa cum spuneam, ai o susținere din partea partenerului de viață pe zona juridică, dacă e să discutăm de o moștenire sau de o împărțire de bunuri, de un proces și așa mai departe. Ok, uh, Neptun este în mers direct în această săptămână, iar asta înseamnă, începând cu această săptămână, sta acolo o perioadă în mers direct și te ajută să-ți mai clarifici așa puțin uh, tot ce ține de iubire, copii, tot ce ține de plăcerile tale și asta e numai de bine. Încă o informație mai am să-ți transmit și anume, vezi că acele tensiuni care sunt de ceva timp legate de drumuri, acele tensiuni legate de discuții în contradictoriu uh, se pot rezolva. Prin ideea aceasta de a-ți uh, cunoaște valoarea și de a te concentra mai mult pe zona de plăceri, da, ceea ce îți face ție plăcere, asta e extraordinar de bine uh, pentru unii. Uh, rezolvarea, să spun așa, chiar vine din partea unui copil din partea persoanei iubite, da, pe acolo vine o rezolvare bun, hai să vedem acum și oracolul ce îți transmite să vedem dragi scorpion. chiar e o lună plină foarte intensă. Marte, pe de altă parte, te guvernează și pe tine și atunci nu m-ar mira ca tu să fii persoana care să ție și așa puțin din minte uh, și deodată să iei o atitudine sau să iei o decizie care ține de o încheiere. Însă, vezi că această decizie nu rămâne așa, adică se revine asupra ei, de încheia se încheie, dar uh, cumva în alte circunstanțe, dar se mai schimbă acolo niște chestii. Hai să vedem. Hai să vedem, dragi scorpioni. Avem din partea Arhanghelului Racuel, cardul cu numărul 31, iar numerele, iar numerele importante pentru tine sunt 3, 1, 4 și 31. Simt să-ți transmit că poate e ceva legat de finalul acestui an sau ceva legat de Revelion. Știu că mai e până atunci, dar așa simt să-ți transmit. Această lună plină vezi că va avea impact asupra ta timp de jumătate de an. Culorile importante, albastru în primul rând, deci comunicare, roz, auriu și non culoarea alb, da. Posibil chiar o figură masculină să aibă o importanță mare în viața ta. Apoi, mesajul din partea arhanghelului este următorul: Ești alesul și protejatul meu. Ești un model autentic de manifestare a prieteniei ideale și cu ajutorul meu vei beneficia tot mai mult de darurile pline de iubire și bunătate ale lui Dumnezeu. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Foarte frumos, deci se cere să dai dovadă de toleranță, de prietenie. Ok. Hai să vedem acum și tarotul, da, ce transmite. Și nu știu, pentru Scorpioni. eu v-am mai spus acest lucru. Pentru scorpionii, care sunteți într-o situație, nu știu, în care trebuie să împărțiți ceva, bunuri, moșteniri, case, nu știu, țineți voi acolo neapărat cu dinții de ceva, v-am spus. Acum e acel moment în care se pot întâmpla chestii mai puțin plăcute, dacă nu înțelegeți să dați drumul. Hai să vedem, dragi scorpioni ce se întâmplă. Bun, Marea Preoteasă avem aici e clar că discutăm despre o săptămână destul de misterioasă. Văd aici faptul că intuiția ta da, te poate ajuta foarte mult. Mai avem puterea care vorbește despre o legătură cu un leu. Parcă e o luptă de putere aici ascunsă, însă pe de altă parte ă, această combinație chiar vorbește de o eventuală relație ascunsă, dar și de o tensiune așa care se simte în aer. Prima carte pentru tine, Arcana majoră Diavolul, o legătură cu zodia Capricorn, însă văd aici clar și o relație toxică sau poate să fie o săptămână în care vrei să trăiești intens, o săptămână în care ai tu ascuns acolo ceva și vrei să faci un anumit lucru pentru plăcerea ta personală, tare bine ar fi Uh, repet, nu te băga în tot felul de lupte în această perioadă, că nu e un moment bun pentru tine. Știi că eu sunt foarte pozitivă în previziuni, dar de data asta chiar te-aș recomanda să lași lucrurile de la sine. Bun. Uh, în mintea ta, patru de spade. Patru de spade, văd că, nu știu, ori-ți iei concediu. Ori vrei o pauză, pleci într-o vacanță, te pregătești pentru așa ceva, dar văd că ești foarte mult pus pe gânduri în legătură cu un loc de muncă sau în legătură cu viața ta în general vorbind. Cine ești tu? Următoarea carte, 8 de cupe în inima ta, văd că renunți la ceva, abandonezi ceva în care tu ai investit foarte mult. O relație, o casă, poate abandonezi un anumit mod de manifestare, dar văd aici un sacrificiu pe care cineva îl face te muți, da? La baza manifestărilor tale, asul de monede, uite, apare un nou loc în care mergi, o nouă casă, o nouă idee care îți vine, o nouă etapă care se deschide în viața ta. Cei mai mulți scorpioni chiar începeți să vedeți cu alți ochi tot ce ține de bani, tot ce ține de stabilitate materială. În exterior, regele de monede, o legătură cu o zodie de pământ, taur, capricorn, fecioară, dar tot această carte vorbește și despre o persoană pe care tu te poți baza. Uh, poate să fie și, o, și un personaj din acesta mai învechit în gândire, poate să fie și o persoană ușor zgârcită sau o persoană care adună banii foarte greu. Mai departe, magicianul în plan personal. Văd aici faptul că cineva tot învârte lucrurile în așa fel încât ele să iasă în favoarea lui sau în favoarea ei. Și din acest motiv văd că tu întorci spatele și pleci. Atenție puțin în plan personal, deoarece e cineva aici care încearcă să-și folosească toate uneltele posibile ca să ajungă spre un anumit ideal. Mai departe, ultima carte, împăratul foarte interesant, o legătură cu. Uh, Zodia berbec, dar pentru unii scorpioni văd aici o persoană foarte puternică, o persoană cu atitudine, cineva care știe foarte bine ce vrea, poate să fie un șef, o instituție importantă, un răspuns important pe care l afli, dar văd pe cineva care este foarte strict da? și, așa cum spuneam, unii scorpioni e posibil chiar să durească să plece de acolo unde Lucrurile sunt mai stricte, lucrurile nu sunt chiar atât de bine văzute. E o tensiune aici care se simte, și văd foarte clar faptul că tu alegi să închizi, alegi să pleci dintr-o anumită situație care pentru tine este toxică, sau cel puțin tu o consider toxică. Se impune o regulă, cineva ia o decizie. Foarte interesant. Dragi scorpioni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ți s-au potrivit mesajele, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. De asemenea, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la previziunile zilnice pe Zodii, dar și la previziunile pentru luna decembrie. Te îmbrățișez și îți doresc o săptămână cât mai frumoasă și o săptămână în care să-ți asculti intuiția și să lași totul să curgă de la sine.